Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, probabil că unii dintre voi deja știți de jocul Super Smash Bros. Ei bine, foarte multe companii au încercat să facă ceva asemănător cu celelalte licențe pe care le aveau, gen, să zicem, PlayStation a făcut jocul lor unde combina personaje din toate jocurile PlayStation. Ei bine, acum a venit rândul celor de la Nickelodeon să scoată un joc asemănător unde vedeți toate personajele de la Nickelodeon sunt băgate în acest joc. În caz de nu știți la ce joc mă refer, o să vă dau un exemplu mai popular prin rândul românilor, dacă e să o așa, și anume Brawlhalla. Probabil că unul dintre voi a jucat Brawlhalla pentru că na, este totuși un joc gratis, a fost la început dat oricum dat gratis și apoi cred că a devenit free-to-play, sau poate ați mai jucat ceva relativ asemănător. Este în mare parte un joc platformer battler, dacă e să o luăm așa, destul de fain, destul de drăguț și chiar antrenant, aș zic așa, unde te joci cu personaje din diverse francize populare. Uite, noi o să jucăm cu SpongeBob, spre exemplu. Și asta chiar am pe very easy. Nu joc pe very easy. Ce vreau eu, oameni buni, un micuț like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Și, nu știu, lăsați-mi ce părere aveți voi despre jocul ăsta. Pare un film, după părerea mea, pare fi un joc perfect pentru momentele când mai chem pe cineva la tine și vezi să vă distrați cu ceva așa mai casual, nu neapărat ceva care să vă streseze, dacă să luăm așa. I'm ready for a fight. Îmi place cum arată jocul, e foarte, foarte drăguț ca și design. Poate să-mi aminte aminte butoanele, că de pe unul sari și după aia restul se schimbă în funcție de ce direcția apeși. Oh my god. Ok, SpongeBob nu-mi place prea tare ca și erou de ăsta așa. Știu că pot să dau range attack-uri? Marș? Oh, pot să încar pe asta. No, pleacă. Trebuie să-l țin să fie knocked out. Hai, ieși. Nu vrea să iasă, serios. Procentajul ăla înseamnă că e foarte sensibil să-și ia una și să se ducă direct în ant. Harta asta e preferată mai că pot să fac bullying. Ok, hai că l-am dat o dată jos. Oh shit, stai că și eu-s vulnerabil acum. Doamne, ce... Ce nebun ești! Hai că l-am prins bine. Tot încerc să-l împing, asta e strategia pe harta asta. Trebuie să încerc să-l împingi pe ăsta pentru că o să-și iau tonă de damage. Oricum, eu mai am foarte puțin și o să mă capseze. Am un knock. De-mă knock. Ăla a fost. Aia a fost încărcată, era clar. Oleu. S-ar putea să mă afecteze dacă... O să mă afecteze rău de tot. Dacă nu mă ocup mai repede de treaba asta. Hai, pleacă. Stai acolo. Dude, nu vrea să pice. Du-te de acolo, nici nu te cunosc. Nu cred că am urmărit serialul cu tine când eram mic. SpongeBob mai a urmărit. SpongeBob, Sesoase Ninja, CatDog, ăștia aia mai urmărit. Oh god. Dude, nu pot să cred că încă sunt la prima viață cu 90% rămas. E insane. Criticală. Nu pot să cred că am câștigat așa la limită. Ok, acum ne putem alege pe cine în spate. Hai să batem pe cineva din Avatar. Sincer, n-am urmărit Avatar. Vă zic sincer, n-am apucat să urmăresc. Mereu mi-am dorit să urmăresc, dar nu făceam timp și deja pe vremea când a apărut la noi era deja prea târziu. Cred că mai degrabă o luam pe Patrick, era mai distractiv, părerea mea. SpongeBob e simpatic. Îmi place că face chestia aia ca de meme-uri. O să și blochez dacă o fi. Auleu, bă, mă cam arunc unde trebuie. Fix fața aia de meme-uri. Da, bolostâncile sunt ale ei. Că ea e cu pietrele și cu toate alea. Dude, ce chestia aia mă sperie.
Oh, ce lovitură senzațională ieșea acolo. Du, ce? Mau, am trimis o neant. Tu, dar nu-i corect, i-aș face platforme. Nu uși mai faci platforme acolo, gata, 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 ți-a ajuns. Și face platforme, mă, pe capul meu acolo. Au, deci cu asta poți să faci basic attack de-asta care să te salveze. Da, fi rar. Am crezut că poți să favor treabă. Cazi, cazi. Aia zic. Teabag. Am vrut să-i dau teabag acolo. Oh my god. A, aparent n-ai un atac când ești în aer să lovească în jos, știi? Aia e ceea ce-mi doream eu aici. Asta e o leacă mai de distanță puțin. Tu-ți ceapa ta. Aia ar trebui să fie fatala. Aia e fatala. Dude, what? Ieși! Mamă, ce nebun! Ce nebună, pardon! Oh, nu, prietenul meu cel mai bun, Patrick! Nie. Oh, wow, pe ce hartă suntem! Oh, shit! Stai, nu știu ce hartă e. Hai, Patrick! Hai, Patrick! Magie! Patrick! Marș! Nu! 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 Al naibii Patrick ăsta meu! Oh, fuck! Oh, shit! Marș! Hai, mă, du-te! Ah, fii rar, asta putea să lovească destul de bine. S-a dus? Oh, nu. L-am lovit, era fix lipit de mine și aia l-a băgat în probleme. Shit. Valea. 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 Hai mă, Patrick, valea. Tu de ce să-l pocnesc pe ăsta, Patrick-a meu? What the fuck, m-a luat pe sus. De fapt, stai că pot să dau și grab-uri. Pot să-l și prins dacă vrei. Atât, ține-l, 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 ține-l. Ăla a fost. Oh, shit. Aruncă-l. Încercam să arunc peste bord, dar nu mergea. Oh, god. Hitbox-ul e la cam aiurea, dacă mă întreb pe mine faptul că merge abilitatea aia acolo. Oh, fuck. Mă, nu vrea asta să moară. Și ce nu-mi place e că nu are tot felul de power-up-uri random de pe hartă pe care să le folosești ca în Super Smash. Gata. Ok, îl rupem lejer aici. Ne batem core. Hai să batem cu April din ne batem cu April din Teenage Mutant Ninja Turtles. Nu se soasă ninja, doamne, nu v-a zic Teenage Titan, dar a scăpat. Oh, suntem pe harta lui SpongeBob. Suntem la mine acasă deja, nu mai contează. April îmi pare rău. Oh my god. Camera e insane. Paro April. Dar aici este domeniul meu. Oh shit. Oh my god, stai că se apără. April știe să se apere. Mamă, mă rupe cu aia. Cu camera, dar și eu prost că stau. Aia ai fost. Nu mai scapă April, îmi pare rău. Hehe. Ah, shit. Ce-am scăpat la limită.
M-a scos. Prima care mă scoate, dacă e să o luăm așa. Oh. Dude, ești serios? Mamă. Valea, 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 aia zic. Șiș! A fost o leacă periculos dacă mă întreb pe mine. Am stat o leacă prea mult. Ah, dar nu și-a luat knock. Fede că nu și-a luat knock, ni-am dat. Hai, voiam să o leacă, să o arunc. Dă-te-mă de aici. Dă-te-mă de aici. Dă-te-mă de aici. Ala ai fost. Nu, e foarte distractiv jocul ăsta, n-am să vin, cum am spus, e fain să joci cea. Oh, ne batem cu Ang. Ok, și mai avem, cred că, 3 de bătut după asta. Asta e un nivel. Ok, asta e treaba. Oh, mamă, dar a sărit ăsta fix pe mine, grav. Oh my god. Dude, ieși de aici. My god. Ce le dă Ang ăsta meu? Ang, pleacă-mă de aici, Anguțule, că deja s-a terminat distracția. Vale, Ang. Te-ai dus. Cred că singurul mod prin care poți să dai pe cineva knock din cu puțin procentaj dacă îl faci să cadă de-a binelea și să nu-ți mai revină. Gen, să nu aibă recovery. Ceea ce fac eu acum cu Ang al meu. Ang, îmi pare rău, bro. Trebuie să-i duc în colțurile astea periculoase. Colțuri periculoase, colțuri periculoase, Bob. Na, n-am mai putut da colțuri. Poate să-ți dai reflect? Oh, shit. Oh, shit. Vale-mă de aici. Vale. Dude, încerc să-l dau de tot jos, dar nu-mi iese. Încă puțin. Spam-ul ăsta mă omoară. Ok, hai, Anguțule, încoace că s-a terminat distracția. Oricum pica. Oricum pica. Săracul de el. Ok, hai să batem cu crocozilă ăsta, cu reptar. Asta e fel de Godzilla de buget pentru copii. Cel mai probabil. Wow. Crocozilă. Să nu știu harta prea bine. Sau ce puțin, cred că am jucat doar o singură dată pe ea. What the fuck, Romania? Atacurile se dau în funcție de direcția în care ții și de butonul pe care îl apeși. Nu e o combinație de butoane mai complicată. Gen, nu e ca la Mortal Kombat. Jos, față sau chestii de genul ăsta. Nu, e ceva mult mai simplu. Pot să-l fac? Hai zic. Locul meu, boy. Nu cu acel reptar. Oh, shit. Nu cred că s-a așteptat să-i înfig mănușa asta în fund. Hai. Într-un mod prietenez, desigur. What the fuck? Te aștept. Ah, lol, are ceva pasivă el de face așa. Oh. Oh. Oleu. Dacă suntem la suntem la o limită de aia nasoală. Balea. Locul meu acum.
Locul meu acum reptar, îmi pare rău, bro. Aia zic. Oh, shit. S-ar putea să mă scoat odată. Aia zic. Ce mă urmărește ăla? Piratul ăla nebun. Bine, jocul ăsta cred că e mult mai popular la americani din cauza că i-au trăit mai mult cu Nickelodeon decât noi. Noi practic am prins Nickelodeon abia acum și nu avem chestiile pe care le avem aici. Oh, cred că tocmai și-a dat suicide. Și-a dat suicide. Ok, hai să dăm ultimul. Și ultima, de fapt, este un personaj mic, Helga. Nici pe asta nu cred că am avut-o. Mă, sincer, pe normal e destul de ușor, dacă e să o luăm așa. Cred că ar trebui să dea pe mai greu. Bine, am găsit și eu atacurile care merg cel mai bine, știi, să menții inamicul în suspans, cum s-ar zice. I-am dat direct knockout. Hai, după mine. Imaginație. Imagination. Ah, firar. Voiam să fac o memă de aia. Oh, God. Dacă începe să dea cu range-ul. Ceea ce doare. Mamă, doare. Mamă, doare. Dacă încerc să revin aici. Shit. Oh, saved. Ia valeu. Hai valeu. Hai. Major damage. Nice. Du-te. Du-te. Du. Ma. Chiar că trebuie să fie ultimul nivel în care să mă scoată cineva cum trebuie, nu? Măcar atâta zic și eu. Ia vale. Îmi place că am blocat-o pe aia la fix. Oh, fuck. Nu mă prins. Surpriză. Surpresa. Ele unu surpresa. Ei. Băiatul meu SpongeBob. Flawless, exact. Oh, am deblocat ceva. Am deblocat chestii. Oricum, oameni buni, ca asta ar trebui pe acest video. Sper că v-a plăcut joculețul ăsta numit All Stars. Bine, Nickelodeon All Stars Brawl. E destul de simpatic, vă recomand și vouă. Dacă vreți să jucați cu prietenii, chiar poate fi super distractiv. Și cine știe, poate să vor adăuga și ceva DLC-uri pe viitor cu alte caractere pe care să le cunoașteți și voi mai mult. Nu știu, eu zic doar așa din perspectiva mea. Eu cunosc doar o parte din ei, nu pe toți. Dar ca asta ar trebui, oameni buni, uitați să dați like, subscribe și comment. Și ne auzim data viitoare, pa, pa.